Candidatul Partidului Verde la primăria Târgu Jiu vrea să apeleze la prietenii chinezi pentru a face rost de ventilatoare necesare spitalelor din Gorj. Adrian Tudor susține că a mai avut astfel de discuții în trecut, dar autoritățile județene au neglijat sprijinul venit. Îi ajut prin îi pune în contact cu firmele producătoare din China prin buna colaborare pe care o am cu ambasada Chinei. În câteva ore, în momentul în care s-a solicitat în luna, mi-amintesc exact ziua, este ziua în care deja apăruse cazul numărul 100 în România. Și atunci am primit telefon de la președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu, dacă putem afla producători din China pentru aceste ventilatoare, bineînțeles omologate pentru Uniunea Europeană, pentru spațiu comunitar european. În câteva ore am avut răspuns din partea lor, ei s-au ocupat, au transmis toate detaliile, caracteristicile acestor aparate și sunt mirat că nici până acum această achiziție nu a fost făcută, nu neapărat din China, de oriunde, licitația nu s-a ținut. Acum spun că nu se găsesc și nu vin oferte. Îmi ofer disponibilitatea în continuare pe canalele de comunicare pe care le am să găsesc astfel de soluții. Președintele Consiliului Județean declara recent că a scos la licitație această achiziție de care nu s-a arătat nimeni interesat.